Distracția într-un local din Ceadăr Lunga s-a terminat pe patul de spital. Un tânăr de 25 de ani se zbate între viață și moarte, iar altul s-a ales cu o rană gravă la un picior după ce ambii au fost atacați cu un cuțit de un alt vizitator al localului. Atacatorul ar fi fugit de la fața locului, însă ulterior a fost prins și reținut. Totul s-a întâmplat în noapte de 2 noiembrie, în jurul orei 3. Ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Ceadăr Lunga, Ana Cotar, a declarat că suspectul s-ar fi apropiat mai întâi de tânărul de 25 de ani și l-ar fi înjunghiat de 3 ori cu cuțitul în regiunea inimii. Mai mult, acesta ar fi rănit și un alt tânăr care se odihnea în acel bar. La fața locului a fost chemată ambulanța, iar victimele au fost duse la spital. Potrivit medicilor, tânărul rănit în inimă este în stare gravă. Imediat după incident, atacatorul ar fi fugit de la fața locului, însă oamenii legii l-au reținut pe urme fierbinți. El s-a dovedit a fi un tânăr de 29 de ani, originar din Ceadăr Lunga. Anterior, suspectul a mai fost judecat pentru diverse infracțiuni. Acum el este reținut pentru 72 de ore, iar dacă vina lui va fi dovedită, acesta riscă ani grei de pușcărie.